Fără a avea vreo legătură cu zeul mărilor din mitologia greacă, în teoria muzicii, tritonul este definit ca intervalul care conține trei tonuri sau șase semitonuri, cu alte cuvinte, trei trepte consecutive pe scara muzicală. În cadrul sistemului tonal, tritonul reprezintă o construcție artificială care delimitează simetric două jumătăți în interiorul octavei. Începând cu Evul Mediu și până la sfârșitul renașterii, tritonul a fost considerat în muzica occidentală un interval problematic, instabil și dizarmonios. Fiind pentru prima dată desemnat un interval periculos în cadrul sistemului de hexacorduri dezvoltat de Guido d'Arezzo, de tritonul a fost ulterior chiar interzis în practica muzicii religioase. Numit Diabolus in Muzica sau Quarta Diabolis, se susține, evident eronat, că acest interval invocă diavolul și trezește în oameni pornit malefice, fiind asociat cu demonicul groaza și întunericul.